Bună seara și bine v-am regăsit fiecăruia după număr și suprafață. Acestea au fost principiile de distribuire a finanțelor de la centru către bugetele locale. Astfel, anul viitor, cei mai mulți bani pentru educație și alte proiecte sociale vor fi direcționați către capitală, autonomia găgăuză și marile raioane, cum ar fi Cahul, Ungheni și Orhei. Câți bani vor primi primăriile de la centru și cum vor fi cheltuiți aceștia, aflăm de la invitații acestei ore. În studio este domnul Iurie Onofreiciuc, primarul orașului Vadul lui Vodă, domnul Iurie Urzică, președintele raionului Râșcani, domnul Igor Brânza, primarul satului Molovata din raionul Dubăsar și domnul Alexandru Osaci, coordonator de programe în cadrul Congresului Autorităților Locale. Bine ați venit la Publica TV. Așadar, peste 8 miliarde de lei din haznaua statului vor fi transferate anul viitor în bugetele locale. Prevederea se regăsește în politica bugetar-fiscală pentru anul 2017. Suma va fi împărțită în funcție de numărul locuitorilor din fiecare unitate administrativă. Potrivit bugetului de stat pentru 2017, pentru municipiul Chișinău vor fi alocate 1,6 miliarde de lei. Peste 330 de milioane de lei vor merge în bugetul autonomiei găgăuze. Către bugetul raionului Cahul vor fi transferate 295 de milioane de lei, iar cu 4 milioane mai puțin vor ajunge la Ungheni. Alte 280 de milioane vor fi alocate raionului Orhei. Banii sunt destinați în mare parte învățământului preșcolar, primar și secundar, dar și pentru plata indemnizațiilor la adoptarea unui copil, precum și pentru alte servicii sociale. De cealaltă parte, cei mai puțini bani, mai exact 63 de milioane de lei, sunt destinați raionului Basarabeasca. 98 de milioane de lei din haznaua statului vor fi transferate la Dondușeni, iar 110 milioane către raionul Ocnița. Proiectul prevede și alocarea câte 117 milioane de lei raionilor Șoldănești și Dubăsari. Autorii documentului au ținut cont la distribuirea banilor de numărul locuitorilor și suprafața unității administrativ-teritoriale. Așadar, o nouă formulă, domnule Osaci, care sunt avantajele acestei distribuiri de finanțe către autoritățile locale? Da, vă mulțumesc. Mi sper că aici trebuie să fim atenți cu la, anume la ce se referă aceste cifre, fiindcă dacă este vorba despre anexa 5 la bugetul de stat, este de fapt o anexă destul de nouă, adică formatul acestei anexe este unul nou. Și acolo se regăsesc, așa după idee și după prima viziune, toate cheltuielile, de fapt, recurente pentru unitățile administrativ-teritoriale respective și ce țin de transferuri cu destinație specială și ce țin de transferuri cu destinație generală. Cu destinația specială, anume, este vorba despre școli pentru nivel 2 și grădiniță pentru nivel 1. Cam este un sumar destul de elocvent, explicit, numai că aceste cifre se referă în mare parte, probabil, la o multitudine de transferuri pentru anume, pentru anume cheltuielile recurente. Pentru investiții de capital acolo este vreo 7 milioane de lei și mai este și fondul de compensare. Eu, aceste cifre pe care le am, nu este ultima versiune, probabil că după prima lectură în Parlament s-a schimbat ceva, dar oricum, nu este vorba până și despre ceva adăugător, cum ar fi, spre exemplu, fondul rutier, despre care am vorbit de mai multe ori. Da, dar asta este o altă linie de bugetare. Este o altă dimensiune, absolut, dar este ceva în plus, absolut, pentru autoritățile publice locale. Probabil că știți că a fost votată legea în prima lectură tot la ultima ședință Parlamentului. Și acum așteptăm votarea în a doua lectură și aici, într-adevăr, ar fi un suport esențial pentru toate autoritățile publice locale din țară. Da, discutăm doar despre niște bani care vor veni de la centru, vor trece prin, să zic așa, autoritățile de nivelul 2, vor ajunge în primării și cheltuiți strict pe niște proiecte, de fapt nici nu sunt proiecte sociale, mai degrabă niște finanțări ale grădinițelor și școlilor. Da, acum este vorba de despărțătură. Noi, în final, avem această autonomie locală dintre nivelele de administrație publică locală și, în mare parte, cheltuielile vin separat, veniturile vin separat, ba la nivel 1, ba la nivel 2 și sunt niște bani cât pentru raioane, atât și pentru primării. Așadar, încă, după cum am spus, deci în competența primăriilor sunt grădinițele de copii, dar școlii sunt la nivel 2.
în afară de niște școli speciale și este tot destul de clar și explicit în această modulă, așadar pe fiecare pot vedea, de fapt, cu regret nu a fost publicată, n-am găsit cel puțin pe site-ul Ministerului Finanțe, dar cred că va apărea această informație, fiindcă tabela este destul de explicită, este destul de comprehensivă pe fiecare localitate, puteți vedea, adică câți bani revin ba pe transferul cu destinația generală, ba pe acele cu destinația specială. Domnule Urzică, la Râșcani, câți bani vor ajunge pornind de la aceste calcule pe care le facem? O populație de aproape 70.000 de locuitori. Deci avem, da, într-adevăr, avem o populație de 70.000 de locuitori. Am reușit în prima decadă a lunii decembrie să adoptăm un buget a Raionului Râșcani. Am adoptat și bugetele locale a tuturor entităților locale, adică la administrația publică nivelul 1. Aveam 28 de primării care au primit bugetul. Și în total bugetul Raionului Râșcani ar fi de 132 de milioane de lei. Din ele, circa 80% sunt transferuri de stat și 20% ar reveni, deci, acumulări de la contribuabili noștri din teritoriu, adică surse proprii. Deci, nu cred că am putea foarte mult să reușim cu acești bani, deoarece, practic, 70% din ei sunt destinați pentru învățământ, așa, pentru instituțiile școlare și preșcolare și pe universitate. Fel de cheltuieli curente. Cheltuielile curente pentru întreținerea sistemului de învățământ în teritoriul Raionului Râșcani. Deci am avea circa 12% sunt, deci, cheltuieli sociale sau, să spunem noi, deci, pentru protecția socială a celor vârstnici, ajutoare sociale și tot ce ține de întreținerea lor. Am avea circa 3% este medicina. Deci avem în teritoriu 9 centri de sănătate, avem spitalul raional care tot trebuie și sunt niște cheltuieli curente. Deci dacă vă referiți dumneavoastră la careva dezvoltare, eu știu, în plan de infrastructură în localități, este foarte greu acum. Deci practic toate primăriile au adoptat bugetele, aș spune eu, s-au luat în calcul numai ca atare cheltuielile, deci curentii care le au pentru întreținere și ei, grădinițelor de copii, instituțiile care sunt dislocate în teritoriul primăriilor. Dacă este vorba despre careva proiecte, deci ține și de eficiența energetică, fiindcă avem foarte multe proiecte deja implementate în teritoriul Raionului Râșcani, deci chiar și Spitalul Raional, care este și derulează acum un proiect foarte mare pentru și folosirea energiei termice, adică minimizarea cheltuielilor pentru întreținere. Avem grădinița numărul 10 din orașul Râșcani. Deci sunt destul de frumoase proiecte pentru... Deci toate aceste proiecte, tot de stat, sunt finanțate, adică ele nu cad de undeva. Avem destul de frumoase proiecte care tot prin Ministerul Dezvoltării Regionale și a Construcțiilor Republicii Moldova avem acum în 2017 un proiect foarte interesant ce este ține de construcția unei piețe agricole care este destinat pentru 8 raioane din nordul țării. El va fi construit în teritoriul Raionului Râșcani și vine pentru susținerea producătorilor agricoli mici. Deci am fi dorit și ne-am pus chiar scop ca această piață să fie atestată de comunitatea europeană ca într-o oarecare măsură să putem ieși pe piața lor ca să putem acumula niște venituri și la buget și pentru producătorii noștri, pentru susținerea sistemului bugetar întregim pe Raion. Da, despre proiectele respective vom discuta un pic mai târziu. Vreau să îl întreb acum și pe domnul Onofreiciu că Chișinăul primește peste 1.600.000.000 de milioane de lei. Mă întreb câți bani vor ajunge la Vadul lui Vodă, domnule Onofreiciu, pornind iarăși după numărul de locuitori. După cum cunosc eu, până noi am fost implicați multe localități în proiecte pilot după legea nouă despre finanțe publice locale și despre banii care vorbesc acum, acești bani se duc tot se duc la, cu destinația specială, învățământ preșcolar, extrașcolar. Se iau după normativele sumele de bani la cât revin la un copil,
de vârsta respectivă, ceva nou în transferturile acestea eu nu le văd, că banii acestea care să fie, tot o să fie cu dințeață specială și a să fie posibil nu folosit în domeniul acela care este sunt drumate. Dar cum a spus și colegul de la Rășcan, primul președinte, pentru dezvoltarea infrastructurii, dezvoltarea localității, banii acestea nu sunt prevăzuți. Asta e una la mână. Dar două, eu aș spune că am auzit așa o frază, revine la un cetățean în jur la 100 de lei, mediu, reieșind din numărul populației, localitatea sprănească care va bani investiții, dar eu m-am pus singur întrebarea, cam nu iese, aritmetica nu iese aici nici într-un capăt. Adică când e împărțit banii cei care s-au furat din sistemul bancar, revine în jurul la 5.000 de lei la un cap de locuitor, dar cum din împărțit banii pentru dezvoltarea ceva în localitate, s-a spus că revine câte 100 de lei la un cap de locuitor. Cam cifrele nu se compară una cu alta, dar ceva nou în sistemul acesta care acum, până când noi n-am văzut și nu știm dacă ați fi luat în considerație și criterii politice, cum au fost până acum, de pildă eu nu odată am spus că de când fondul rutier s-a departizat către autorități publice locale, 3 ani la rând, localitatea noastră nu a beneficiat nici de un banuț pentru reparația străzilor, pentru reconstrucția din fondul rutier republican. Da, spunea că domnul Ostace, pentru că vorbim acum despre relansarea unui proiect care a fost testat în diferite localități, acum la nivel național, fiecărei localități, fiecărui raion, după numărul de populație. Și cifrele arată, dacă stăm și ne uităm acum, unul din cele mai mari raioane din Republica Moldova, Orhei sau Cahul, care au o populație de peste 125.000, vor primi și mai mulți bani. Dar acești bani sunt cu destinația specială. Destinația specială, exact. Care să permite funcționarea școlilor și grădinițelor. Localitatea noastră a fost inclusă în proiectul este pilot, noi deja din anul 2014. Și care sunt rezultatele? Adică cum și veneau și înainte cu destinația specială pentru instituția de învățământ, așa cum vin... Dar numai, înainte veneau cu destinație specială după alte criterii, nu? Nu. După solicitările din teritoriu și principiile politice despre care vorbeați dumneavoastră. Era alt normativ la un cap de, la un copil. De pildă învățământul costa de pildă 500 de lei copil, 1000 de lei copil, nu contează. Dar am mai aport s-a ridicat nivelul treapta asta cât trebuie cheltuit pentru a învăța un copil la școală, la grădință. Dar banii înainte mergeau prin raioanele și au fost repartizate la autorități locale, dar mult direct banii a să vie la primării, cum și-au fost la noi ultimii 2 ani de zile, implementând proiectul ăsta pilot. Adică nu văd schimbările, fost banii ce să fie dați în localitatea pentru alte lucrări, pentru dezvoltarea infrastructurii, pentru îmbunătățirea condițiilor de trai a populației. Asta o problemă, asta era să fie bun venit. Dar acum, pur și simplu, este implementat legea ce e nouă despre finanțele publice locale, despre care noi vorbim de anul 2014, când au fost adoptate și implementate niște localitățile de Republica Moldova ca proiecte pilot. Și acum este implementat pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Eu asta văd. Altceva careva schimbări, încă nu le văd. Da, urmează să vedem aceste schimbări. Domnule Brânza, Molovata, ce așteptări are de la buget anul acesta? Cam aceleași care au fost câțiva ani în urmă și în istoria bugetului satului Molovata. În principiu, vreau să vă spun că transferurile au o tendință de creștere de la an la an, 10-15%, cred că pentru toate localitățile din Republica Moldova. Unica șansă pentru administrații publice locale este faptul de acum 2 ani de zile în urmă, că ei se stabilește clar din start care sunt transferurile, fără mai vedea care sunt posibilitățile de pe loc de a colecta niște impozite sau taxe locale. Spre exemplu, dacă 3-4 ani în urmă, dacă o primărie reușea să arate câteva venituri mai mari, respectiv avea niște transferuri mai mici. Acum i-am păcat pe toți, eu s-o cot, așa că li se stabilește din start după numărul de populație și după suprafață și fiecare administrație publică e... Deja se descurcă cu resursele pe care le primește. Se descurcă cum poate. 3.000 de locuitori are Molovata? Sau creștere-descreștere? 2.800 se menține la nivel. Deci și tendința spre descreștere. Deci asta înseamnă că foarte mulți primari, cel puțin așa cum se întâmplă în România, vor încerca să atragă mai mulți locuitori ca să primească mai mulți bani.
Nu cred că o să fie mare. Nu credeți că este posibil? Nici natalitatea n-are de unde crește. Nu cred că o să fie mare diferență între transferurile respective. 2-3.000 de lei nu hotărăște nimic la o primărie care are cheltuieli de câteva milioane. Transferurile sunt cu destinație specială. Păi, depinde. Dacă se deschide o grupă nouă la grădiniță sau o clasă nouă la școală, transferul respectiv se măresc, fiindcă sunt cu destinație specială. Deci, vreau să explic că sunt cu destinație specială, care e școli, grădinițe, școli sportive și sunt transferuri generale. Iată, aceasta e vorba care a spus-o dumneavoastră, că dacă se mărește populația în localitate sau suprafața nu mai poate să mărească sau să micșoreze. Dar asta nu influențează foarte mult. Unica șansă la administrații publici locale, pe lângă transferurile care le primește de la stat, pe lângă veniturile care reușește să le colecteze din localitate, ei să apeleze la investițiile din proiecte sau din surse private. Și să încurajeze afacerile în această zonă ca să aibă mai multe impozite de strâns. Vă mulțumesc, imediat revenim după o scurtă pauză ca să discutăm despre banii primăriilor, pe ce mijloace pot miza autoritățile pentru dezvoltarea localităților. În câteva minute aflați răspunsuri. Am revenit la discuții, vorbim despre banii pe care îi vor primi de la bugetul central localitățile pentru deservirea unor proiecte sociale în ceea ce privește asigurarea școlilor și altor, să zic așa, afaceri sociale, că nu sunt afaceri până la urmă, menținerea acestora pe linia de plutire. Ca să înțelegem mai bine care sunt așteptările primarilor, discutăm acum cu doamna Valentina Carastan, primarul satului Slobozia Mare din raionul Cahul. Doamna Carastan, bună seara dacă ne auziți. Bună seara și Crăciun fericit! Crăciun fericit! Raionul Cahul va primi cei mai mulți bani de la buget. Ne uităm acum și aflăm că și localitatea dumneavoastră, Slobozia Mare, are un număr de populație în jur de 6.000 de locuitori. Câți bani așteptați de la bugetul central? Da, într-adevăr, suntem o localitate cu 6.000 populație, dar cum spuneau și colegii mei, după locuitorii care suntem, formula care se alocau până astăzi, aceeași a rămas. Noi așteptăm în jur de 5.780.000, dar toți acești bani vor merge la întreținerea instituțiilor publice din localitate, pentru că avem două grădinițe, casă de cultură, muzeu, stadion și tot așa, școală muzicală. Practic este vorba despre întreținerea lor, despre viața lor de zi cu zi. Hrană, căldură, echipament, viața de zi cu zi, rutina de zi cu zi. Dar pentru niște investiții mai mari în aceste instituții, practic nu ne ajung acest bani. Categoric nu ne ajung. Da, spuneți-ne, vă rog, cele 5.780.000, cât reprezintă din bugetul localității? Vreo 80%. 80%. Celelalte 20%, doamnă Carastan, de unde le luați? Din veniturile proprii. Veniturile proprii ale localității, deci fiind o localitate mare, putem câte ceva să adunăm din localitate, de la agenți economici, taxa pentru amplasarea unității comerciale, avem vreo 40 de agenți economici în localitate, dar e puțin. Știți, întotdeauna banii nu ajung nici celor mai bogați, magnați, dar unor primării. Încă mai este nevoie. Încercăm să ajutăm agenții economici, oamenii care vin de peste hotare, le creăm oportunități de dezvoltare, dar prea puțini vor să investească în localități. Se tem să investească, să-și deschidă o afacere. Noi îi sprijinim, îi rugăm, le oferim diferite soluții, dar ei se tem să investească în localitățile noastre și se întorc înapoi. Aici ar fi bine dacă ei s-ar întoarce acasă să investească. Am mai avea o bază impozabilă. Dar când credeți că putem vorbi în Republica Moldova despre un echilibru de 50-50, bani de la centru și bani identificați la nivel local? Este posibil așa ceva pentru țara noastră? Este posibil atunci când li se va recunoaște primăriilor autonomia locală, descentralizarea puterii, deci sunt niște mecanisme pe care noi cu Congresul Autorităților Locale încercăm de câțiva ani să le cerem de la autoritățile centrale. Apropo, s-a reușit acum un prim pas și este de lăudat Guvernul și Parlamentul că au trecut în prima lectură fondul rutier, deci va fi depolitizată treaba asta și de aici sigur că vom mai avea niște bani pe care vom întreține niște drumuri.
locuri, vom face o contribuție la un anumit proiect, vom face studii de feasibilitate. Deci ia ca un prim pas spre 50 la 50 despre care vorbeați. Cam când va fi lucrul ăsta? Acum să întrebăm pe domnii de la... Înțeleg că bugetul 2017 este imposibil. Poate până în 2020. Eu zic măcar 2018. Mai puțin să le dăm. O să vorbim și cu invitații noștri din platou. Vă mulțumesc, doamnă Carastan, pentru această intervenție. În direct am fost în dialog cu doamna Valentina Carastan, primara satului Slobozia Mare, raionul Cahul. Domnule Osacei, pesimistă, optimistă, doamna Carastan, în ceea ce privește echilibrul finanțelor identificate la nivel local și cele care vin de la centru pentru comunitate? Aici întrebarea este cu mult mai complicată. În primul rând, trebuie să spunem că o parte a acestei cifre, spunem așa, de 8 miliarde de care ați menționat, sunt incluse acolo și transferuri cu destinație generală. Aceste transferuri fac parte de la impozitul pe venit persoanelor fizice, care în întregime le aparține autorităților publice locale. Adică chiar conform legislației în vigoare, așadar nu pot să spui că acolo se mărește un pic procent și cu siguranță depinde mult, diferența este dintre comunitățile, dar noi întotdeauna zicem și mai mult decât atât, că asta nu este nicăieri spus că acestea sunt resursele autorităților locale, dar acestea sunt autoritățile centrale. Că avem peste tot loc în lume, nu numai în Moldova, sistem supracentralizat și cu marea majoritate a veniturilor care au trecut la nivel central, asta încă nu înseamnă, care sunt de obicei peste tot loc cele mai ineficiente, am în vedere și peste hotare și la noi, asta încă nu înseamnă că autoritățile publice locale nu le au resursele proprii. Dacă le dăm sau partajăm cu dânșii impozitul pe venit persoanelor juridice, care este mult mai mare la noi decât impozitul pe venit persoanelor fizice sau taxa pe valoare adăugată, adică noi nu putem spune că acestea sunt resursele autorităților locale, dar acestea autorităților centrale. Este o legătură foarte mare, sunt resursele publice și la urma urmei, cum spuneam întotdeauna, omului nu îl interesează cine cheltuie acest bani. Dar chiar cred că întrebarea nu este în tot corectă, fiindcă nu sunt banii autorităților locale și autorităților centrale. Sunt banii contribuabili. Contribuabili, exact, exact. Și dacă luăm după criteriul de eficiență, când autoritățile locale au întotdeauna, spunem, peste 50% de încredere din partea populației și autorități centrale în jur de 4%, cu siguranță mai mulți bani trebuie să revină autorităților publice locale după dreptatea, după eficiență și după criteriul democratic, după toate aceste criterii. Dar spunea doamna Carastan că încetul cu încetul și autoritățile centrale încep să își modifice viziunea lor asupra asigurării cu finanțe a autorităților locale. Exact, exact. De ce durează așa de greu procesul ăsta? De ce e atât de lent? E clar lucru că peste tot loc, experiența mondială, autoritățile, puterea cu greu se despartă de resurse financiare, de competență, de putere. Și într-un an, practic, noi, adică am găsit cu guvern, cu Parlamentul Republicii Moldova, un numitor comun și este foarte salutabil acest lucru, că în termen atât de scurt s-au găsit totuși oamenii care gândesc că încearcă să adaugă niște resurse financiare la autoritățile publice locale. Aici, în primul rând, ceea ce a menționat doamna primar, este vorba despre fondul rutier, iar acolo sunt resursele absolut în plus la ceea ce au autoritățile locale la moment și niște resurse foarte semnificative, inclusiv pe a doua filieră că facem depolitizarea acestui fond, fiindcă acolo sunt criterii prestabilite și nu se încurcă sau nu se încape nicăieri politicul în formula aceea de distribuire. Și sperăm că vor fi și alte resurse importante. E că, spre exemplu, a fost aprobată aceea lege la începutul anului, pe 4 martie, foarte importantă, accesul autorităților locale la Curtea Constituțională și la referitor la schimbarea destinației terenurilor. Acolo sunt niște resurse, fiindcă se presupune o anumită plată, taxă pentru această schimbare destinației terenurilor. Nu la toți, nu echitabil deloc. Sunt și celelalte, adică vorbim acum tot, guvernul a acceptat această trecere de competență pe evaluarea imobililor la autoritățile publice locale.
Asta e de lungă durată, dar oricum mizăm pe anumite resurse adiționale dincolo. Deci, după cum au spus colegii, într-adevăr, este o căutare, o nevoie foarte mare de investiții capitale. Iar investițiile capitale, exact, se pot face numai atunci când există și interese. Vorbeați, domnule Urzica, ceva mai devreme despre construirea unei piețe interraionale la Râșcani. De unde au venit banii și ideea pentru un astfel de proiect care să asigure, până la urmă, autoritățile cu bani deci, în plus? Banii în totalmente, deci proiectul este de 32 milioane de lei, vine din resursele statului Republicii Moldova. Deci, tot ce aici se face, se mai face prin proiecte care sunt atrase, mai ales acum, deci odată cu alăturarea Republicii Moldova de către Comunitatea Europeană, mai vin niște proiecte din transfrontalieri. Facem și noi parte raionul Râșcani din zona metropolitană a județului Botoșani. Își primesc și ei de la Comunitatea Europeană niște bani europeni pentru fiecare cap de locuitor, care am putea să folosim toate aceste momente și să ne alipim, alipindu-ne de ei. Putem face și noi niște proiecte similare, adică ceva ce aici construiesc ei în România, construim și noi la noi. Dar mai mult mizăm ca atare pe banii din Republica Moldova, banii noștri. Colegii spuneau și dumneavoastră că ar trebui și ar fi o luptă pentru fiecare cetățean, adică care să fie atras în localitate pentru ca să primească de la stat bani. Să știți că nu cred că e o atitudine destul de corectă, deoarece cred că lupta primarilor ar trebui să fie mai mult spre atragerea contribuabililor care plătesc. Fiindcă la noi, acum, Republica Moldova, da, avem un popor așa mai plângăresc, dar să știți că patriotismul cel care trebuie să fie în fiecare cetățean ar fi și faptul că trebuie să ne gândim că avem o țară și țara asta trebuie întreținută. Și eu am făcut un calcul ce aici ține de contribuabili la noi din localități, din satele Moldovei, Republicii Moldova. Vreau să vă spun că sunt gospodari care își achită și onorează obligația față de stat în mărimea deci, cuvenită, da? Și avem gospodari care plătesc 10 sau 20% din ceea ce ar trebui să plătească. Deci sunt niște momente destul de delicate și aș spune eu că sunt și niște scăpări, ceea ce ține de politica fiscală în Republica Moldova, care dacă am socotit tot banul care se poate colecta în primării, poate ar fi o ieșire sau niște venituri acumulate care ar putea să fie folosite în dezvoltarea acelor entități administrative. Deci, acele transferuri care vin de la noi, pentru noi, adică în administrația publică de nivelul 2 și nivelul 1, deci ele, într-adevăr, sunt destinație specială și noi, nici printr-o hotărâre a Consiliului, noi nu putem să schimbăm destinația mai mult ca atât. Deci, folosind banii aceștia în alte părți, nu ne ajunge nici pentru întreținerea instituțiilor. De aceea, deci sunt calculați tot banul care vine de la stat și cei ce se acumulează din teritorii. Noi, ca atare la Râșcani, am primit bugetul cu deficit de 3 milioane de lei, care ne vine ca să-l căutăm, să acoperim acest deficit. Mai mult ca atât, deci, da, avem economisit și niște bani pentru niște proiecte sau reparații curente, ca să facem niște proiecte mari, știți că acum e destul de complicat, proiectele sunt destul de costisitoare. Și, practic, ca să faci un obiect ceva în raion, se necesită cheltuieli suplimentare. Da, cum au modificat, vă rog? Referindu-mă la taxa fondului rutier. Părerea mea este că este o greșeală. De ce? Deci am localități în raion care au doar taxa locală se colectează de transport care este înregistrat în Republica Moldova și în localitatea dată. Am un de fond rutier pe anul 2017, deci el se constituie 15.000 de lei. Ce poți să faci cu ele? Deci nu poți să întreții drumul pe perioada iernii, dar nu mai ai ceva de reparat sau de investit în niște drumuri, măcar prin instituțiile statului, măcar să repari drumurile cele. Deci e o întrebare destul de delicată, că dacă până acum se colecta din tot raionul Râșcani, să zicem noi, în jurul de 5-6 milioane de lei, și alegem un traseu unde trebuie reparat și să repara capital, că nu mai poți ca să construiești ceva cu banii ăștia,
E, acum, o localitate, dacă strânge 30 sau 40 de mii de taxa rutieră, nu mai ajunge pentru nimic, ca să știi. Totul depinde de măiestria primarului și primarul... Și administrației publice locale, numai că la noi, ultimul timp, nu știu, deși toate greutățile și insuccesele sunt spatele primarului. Primarului, pentru că el reprezintă comunitatea. Dar trebuie să știm că avem administrații... Vă referiți aici la Consiliul Local. Da. Deci care răspunde gestionarea satului împreună cu primarul. Iată o să ne spună domnul Brânză. Cum vă descurcați aici cu banii puțini pe care îi aveți, inclusiv cei de la fondul rutier? Pe câți bani mizați, domnule Brânză? De la fondul rutier eu aș miza pe mai mult, că am două proiecte de sene tehnice care sunt în valoare de vreo 20 de milioane. Nu, vorbim de acele modificări despre care vorbea și domnul Saci. Nu cred că ajung 20 milioane într-o localitate sătească, dar noi sperăm că cât de cât o să fie alocații. Referitor la buget, ne descurcăm. Transferurile care sunt cu destinație specială, generale, plus veniturile din localitate, plus mai implementăm noi, mai identificăm niște terenuri, le arendăm sau spre vânzare și mai acoperim niște cheltuieli și ține de cultură, învățământ și administrație publică locală. Mergem înainte. Mizăm mult pe atragerea de proiecte. Cum am spus, iată, anul acesta implementăm două proiecte, care unul cu suportul UNDP-ului, bani veniți de la Uniunea Europeană, și a doilea în domeniul mediului, apeduct și canalizare. Nu știu cum alte localități, eu în ultima instanță sunt un pic mulțumit, fiindcă bugetul de la începutul 2016 cu bugetul de la sfârșitul 2016 diferență 4,5 ori. Adică am reușit să-l mărim de 4,5 ori. Felicitări! Nu știu cum o să fie în 2017, dar sperăm la mai bine. O să sperăm și noi la mai multe răspunsuri imediat după publicitate, când încercăm să vedem cum își prioritizează administrațiile publice locale proiectele în funcție și de banii pe care iau în câteva minute. Aflați răspunsuri. Am revenit la discuții, vorbim despre banii pe care le au autoritățile locale dincolo de bugetele pe care le primesc de la centru. Puțin sau mulți atâtea finanțe vor fi, domnule Onofreiciuc, în 2017. Mă întreb dacă există capacități. Și aici vorbim despre ceea ce spunea și domnul Urzica mai devreme, despre înțelegerile între consilii și primar atunci când vine vorba despre identificarea unor priorități pentru dezvoltare. Nu, iarăși, de bani cei care vin centralizați de la bugetul de stat cu distanța specială, de dânși nici nu putem să ne atingem, nici nu putem să vorbim, că ei merg numai la sfera de învățământ. Și da. Spuneam, de acolo, de acești bani. Adică putem să mizăm pe banii proprii dacă le avem. Este fondul disponibil care rămâne la sfârșitul anului, careva bani acumulați supraveniturilor care sunt pe parcursul anului și clar că banii sunt gestionați de către primărie, dar repartizați de către consiliile locale. Și aici, desigur, este necesitatea că aleșii locali, consilierii din teritoriu, cu primarii să aibă un program de dezvoltare a socioeconomică a localității, să fie pus pe masă prioritățile, ce în primul rând trebuie să facem. Ca de exemplu, la noi localitatea, la noi în primul rând nu ne gândim să facem dezvoltarea infrastructurii și dezvoltarea zonei de agrement pentru a face mai mulți bani. Noi recunoaștem că cât mai mulți oameni să fie la odihnă în teritoriul la noi, cu cât mai mult venituri noi putem să acumulăm în bugetul local. Adică trebuie să investim banii între cele lucrări, care la urmă pot să ne aducă banii. Da, poate aș trebui să facem porțiunea aceea de pavaj, ori altceva, dar aceia n-a să ne ducă bani la momentul, n-a să mărească bugetul veniturilor noastre. De atâta conlucrare între administrația publică locală și între consiliile locale trebuie să fie restrânse, trebuie să margă unison, trebuie să margă să urmeze la un plan strategic. Tare orice localitate trebuie să aibă un plan strategic care trebuie să fie urmărit din an ce trece mai departe, trebuie să fie reactualizat. Și dacă este continuitate, atunci este succesul. Dacă nu e continuitate, vine alt primar, spune, nu, planul tău nu e bun, eu fac altul și tot așa, atunci clar că suferă populația. Nu mă mărg vorbele,
Dar iarăși, lucrările astea se poate făcut numai atunci când ai surse proprii, ori ai posibilitatea de a capăta careva investiții pe proiecte care sunt lăsate pe teritoriul Republicii Moldova. Alte localități, noi tot avem un proiect lansat la nivelul de Ministerul Mediului, Fondul Ecologic, dar cu regret, și aici sunt aplicate criterii politice, cu regret, unii nu ne dăm, peste te dăm, peste un parete, criterii politice, a nostru, noi a nostru, și asta e, nu dă posibilitatea, ori împiedică la dezvoltarea normală, liniștită a societății. Pune în situația pe aleșii locali să înceapă a varia, a găsi posibilitățile cumva de convins, cumva de găsit, cumva de aplicat capul, nu e normal lucrul ăsta. Sper că poate cu timpul să se schimbe. Și cum poate fi evitat acest, să zic așa, acest filtru politic pentru liber, poate fi evitat liber pentru ce, poate numai mulțumind la aceea că să fie implementate legile cele despre descentralizarea serviciilor teritoriului Republicii Moldova. Cum legea aceasta să fie implementată și autonomie locală a să fie în plin sens al cuvântului autonomie locală, atunci și a să fie evitate posibilitățile. Da, spunea și domnul Osarci că suntem parcă pe drumul descentralizării. Cât am înaintat? Cam încet mergem. Încet eu, nu mergem. Sunt, eu nu sunt așa optimist ca doamna de la Căhul, dar eu sunt pesimist, îmi pare că nu ne așteaptă timpul când noi putem spunem că, da, desigur, noi am capătat autonomia. Dar unii se tem de această descentralizare. De ce? Unii se tem? Păi la alții poate e bine când dă banii cei care îi primesc, îi trăiesc pe banii cei și la altul nu vor nimica. Dar la calitatea care vrea să dezvolte, e vede că are posibilitățile proprii. Și, pentru și de ce nu mizează pe aceste posibilități proprii? Nu mizează că legile nu permit în ziua de azi de acumula. Eu am spus că veniturile care noi obținem din activitatea zonei de agrement în localitate, adică arată, cum a spus domnul președinte la region, 10-20%. Restul 80% nu putem le vedea și nu putem mai... Dar de ce nu le puteți vedea? Probabil că e vorba de o contabilitate dublă pe care o fac agenții economici. Da, noi nu avem pârghiile de a verifica agenții economice. Este, este platul fiscal, politica fiscală care nu permite nou, bat pe mâini. Nu știu dacă în vreo țară, o să ne spună domnul Osace, o primărie sau autoritate locală poate să verifice activitatea unor agenții economici. Nu, ca atare depinde mult cine colectează impozite, fiindcă la noi, după cum a spus domnul primar, într-adevăr este verificare centralizată sau inspectoratul fiscal se ocupă cu aceste chestii. Dacă ar fi fost că primăria să se ocupă cu, adică să colectează taxele în teritoriu, atunci cu siguranță primăria să aibă șpărghii să verifică această contabilitate. Acum numai inspectoratul fiscal. Cuiva asta nu este convenabil. Când este tot centralizat, mai ușor de dirijat și mai ușor de obținut careva beneficii. Dacă dăm pârghiile în mâinile autorității publice locale, atunci cei din putere centrală rămân cam ei fără posibilități de dirijat, de a influența la careva proces în societate. De atâta și noi spunem, astăzi ați dat întrebarea, când ați fi posibil să fie, eu am spus, atunci când se înceapă lucra legile de plin în Republica Moldova. Ele sunt primite, da, poate nu sunt făcute careva reglamente, poate nu sunt făcute metodologie cum trebuie să fie implementate, dar ele sunt primite și ele trebuie să fie cât mai rapid, să fie urgentate, așa că calmul Congresul Autorităților Locale, adică tindeți spre ce că promovăm, lansăm proiecte, lansăm careva idei, să fie date mai multe pârghiile autorităților locale pentru a implementa legile cele și de a fi stăpân în teritorie, de a avea posibilitatea de a gestiona tot teritoriul în folosul comunității. Comunității. Domnule Urzica, cum se văd aceste lucruri de la Râșcani? La Râșcani, ca atare banul public, avem un deviz destul de serios, deci banul public, banul meu, așa. Deci prin economii care putem să le înfăptuim la diferite niveluri, putem ceva să mai investim în careva obiecte de menire socială sau culturale sau mai știu de ce origine. Deci vreau să vă spun că ca să controlăm noi acum, eu știu, activitatea economică a agenților economici din teritoriu, ca să putem prin aceste pârghii să putem acumula mai mulți bani în teritoriu, practic este imposibil. Să știți că am vizitat niște țări destul de civilizate, destul de democrate, unde în primărie, când am intrat, pe un perete era afișat toți contribuabilii care și cât contribuie pentru întreținerea primăriei date sau entității din localitate.
Mi s-a părut foarte interesant lucrul ăsta și aș vrea să-l fac și eu la Rășcani, dar este lege care nu pot să o calci. Deci toată informația confidențială ea se ține în secret și nu putem ca să știm fiecare agent economic cam câți bani ar contribui la autoritatea locală. Este foarte rău, fiindcă printre așa momente am putea, într-o oarecare măsură, să disciplinăm toți agenții economici din teritoriul care să arăte disciplinită. Da, ca să înțelegem atunci corect, domnule Urzica, când spuneți de contribuie, contribuie nu benevol și nu cu donații, contribuie legal, da, din veniturile pe care le-a obținut. Asta este vorba de contribuție. Deci contribuția ei este legală. Nu poți, nelegal, nu cred că sunt, nu, mă referam că nu este o donație, o pomană, da, din partea unui agent economic. Nu cred. Deci sunt și de ăștia agenți economici care mai fac acolo niște donații pentru careva festivități în localitate, dar marea majoritate își plătesc și își achită întreținerea sau obligațiunea față, obligațiunea fiscală față de stat în mărimea care este fixată în actele contabile. Mulți din contribuabili ascund aceste cifre cu păreri de rău și își, din cauza unor pârghii care, să spunem noi, nu le avem, deci care sunt în legea fiscală, nu poți în permanență să-l controlezi, deși știm precis care și ce încălcări, să văd cifrele, doar să văd. Eu sunt ca atare persoană venită din economia reală, a sector real a economiei din Republica Moldova și știu bine a socotit banii. În 23 de ani de activitate m-am învățat ceva. De ce? Și vreau să vă spun că cifra deodată se vede, cifra de afaceri una și ceea ce se defalchează din partea lor la buget este totul altceva. Vreau să vă spun că în discuții private cu reprezentanții Fiscului Republicii Moldova și a Ministerului de Economie chiar am abordat întrebările acestea și am dat niște idei care ar pune punct. Deci Raionul Rășcani e preponderent agrar. Deci noi ca atare nu avem în teritoriul Raionului careva întreprinderi prelucrătoare, părere de rău. De aceea colectăm acele surse bugetare locale, ele ne vin mai mult din agricultură. De aceea mă dor întrebările acestea și permanent le ridic. Deci, un impozit unic în agricultură, să știți că ar pune punct pe toate momentele astea de ascundere, de tăinuire a calculării impozitelor și multe altele. De ce vă spun acest lucru? Eu am făcut un calcul și dacă la ziua de azi avem în jurul la 20-23 de milioane ca surse proprii, care ne vin nou din impozite, dacă ar fi impozitul unic și ar fi, spunem noi, în jumate cât îl plătesc cei mai buni plătitori contribuabili din raion, ar veni încă vreo 30 de milioane la bugetul raional. Asta e sumă destul de impunătoare, care ne-ar permite în fiecare primărie anual să dăm câte un milion de lei pentru dezvoltarea infrastructurii. Infrastructura, dezvoltându-o, sunt niște investiții de termen lung. Ele nu îți dau înapoi, să spunem noi, careva beneficii sau, dar sunt niște investiții care aduc niște condiții de viață pentru toți locuitorii noștri. Noi, ultimul timp, am uitat că noi trăim și activăm pentru acei care sunt la noi în teritoriu, pentru oameni. Și ei au uitat că este administrație. Dar pentru asta probabil că este nevoie și de o relație între contribuabil și autoritatea locală. Spuneați, domnule Brânza, că ați fost contabil. Da. În ultimii, înainte de a fi la cârma primăriei de la Molovata. Spuneți-mi, vă rog, cum ar trebui să funcționeze această relație între autoritatea locală și contribuabil? Pentru a-l convinge să fie transparent și să înțeleagă că banii pe care el astăzi nu-i donează, dar îi transferă statului sau comunității, vor lucra mâine în favoarea lui. La nivel de administrație publică locală, cam puține șanse sunt de a convinge cineva de a intra în legalitate sau de a transfera sau face niște sponsorizări. Sunt 2, 3, 4 categorii de impozite care poate să le să joace administrația publică locală, să le mărească, să le micșoreze, în dependență de cât de bine trăiesc agenții economici și persoanele fizice din localitatea respectivă. Și ele sunt minori. În rest, ele sunt foarte minori, corect.
Spre exemplu, la Molovata sunt în jur de 100 de mii de lei. Putem să jucăm. Partea leului, cum s-ar spune, din tot bugetul, reprezintă transferurile și impozitele generale de stat, care vin din impozitele agenților economici pe venit sau impozitele pe TVA. Doar de încercat, de atras persoane care au afaceri de succes. Deși am încercat și lucrul ăsta și ni s-a făcut o replică. Lasă domn primar, nu mai știi matale așa mare cinovnic. Nu știu de ce. Dar mergem înainte. Încercăm să convingem oamenii că fiecare, dacă o să aibă grijă de mahalaua lui, o să încerce să investească în ceva frumos în mahala sau în ordine sau în construcția unei porțiuni de drum, contribuția personală a fiecăruia, pus un pic de contribuția primăriei. În fiecare an, dacă fiecare o să dea interesul respectiv, o să facă cât de cât să arăte localitatea mai frumoasă și să dezvolte economic. Astfel, văzând că este gospodar sau gospodar, mai bine zis, în localitatea respectivă, de la sine și persoanele care mai vin în ospiție, de la sine vine sentimentul de a veni, de a investi ceva sau de a crea ceva frumos în localitatea respectivă. Asta e unica. Deci contribuabilul șansă. Trebuie să simtă da. Că banul lui este folosit corect și pentru binele comunității. Da. Și nu se duce undeva într-o altă direcție. Mare, un factor mare joacă infrastructura. Iată, dacă nu ai infrastructură în localitatea ta, foarte greu e să atragi investitori. Da, dumneavoastră spuneți, domnul președinte, că haideți să creăm împreună infrastructura. E foarte greu lucrul ăsta. Dacă administrația publică nu merge, adică nu merge prima întâmpinare a investitorului și începe cât de cât să creeze o infrastructură, investițiile vin mai ușor. Chiar vorbim cu niște agenți economici din localitate și ține de turism. Ei permanent îmi spun, domnul primar, dați, creăm infrastructură, noi venim cu turiști, nu numai din Republica Moldova, noi aducem turiști din țări străine, ei vin, văd, le place și încearcă și ei să implementeze niște proiecte sau să aducă niște bani care, la urma urmei, rămân în localitate. Important este, așa cum spunea și domnul Năfrăciu, ca acești investitori să fie onești până la urmă cu autoritățile locale și să declare toate veniturile pentru a fi impozitate, totuși, până la urmă, în favoarea comunității locale. Dar, din păcate, nu mai avem timp, cu siguranță ne mai vedem, domnul Năfrăciu, ca să discutăm pe marginea acestui subiect. În câteva minute știrile, rămâneți cu publica.